Salutare, numele este Goku și ne-am găsit cu un nou episod din Minecraft normal. Ok, deci în episodul trecut am făcut ceva. Armura asta, mă rog. În episodul ăsta ce facem? Păi am cam tăiat eu toți copacii ăștia din jur, off camera. Și încă o chestie, am scăpat de Timber Mod. Mi se părea până la urmă, un mod tâmpit. Și ce am făcut în schimb, l-am scos, dar înainte să-l scot am tăiat toți copacii și tot lemnul l-am băgat aici. Vreau să fac ceva de pe Hyperspeed și pe Quake Pro. Nu, se vede prea ciudat. dar lăsăm pe Hyperspeed. Ok, deci trebuie să punem glas aici, iar pentru a face rost de glas trebuie să luăm tot nisipul ăla de acolo, dar deocamdată hai să ne culcăm repede. Și cred că o să filmez vreo 2-3 episoade la rând. Nu știu, sunt singur acasă, n-am ce face, sunt plictisit, am venit de afară de la fotbal și am chef. Ok, dar mai întâi vreau să nivelăm pe aici. Pentru că nu-mi place că este prea aproape acesta, chestia asta. Așa că vreau să randăm, ioi, să nivelăm, da, ăla-i mă. Ok, și în timp ce nivelez, vreau să-i fac o promovare lui, am uitat. Am uitat cum trebuie să-i fac promovare. Revin imediat. Da, promovarea trebuie să fac lui Bian Gaming Team. Este un canal, ok, au 200 și ceva de abonați. Deci, ei fac Tropicraft, Minecraft în general și hărți de alea custom, gen... Să zic că îmi vine să cas sau ceva. Gen Herobrine's Return sau ceva în genul. E o mapă ok, dar nu mă pricep așa că nu mă bag. Dar da, sunt doi sau trei tipi. Au făcut și cu un alt YouTuber un pic mai mare, 2000 și ceva de abonați, Mineru Slash sau ceva în genul, nu cred că-l știți. Fac și Left 4 Dead, apropo, deci dacă vreți mai mult Left 4 Dead, puteți vă duceți pe la ei. E un canal foarte ok, deci au un PC foarte bun, mă rog, cel care filmează are un PC foarte bun în care nu se observă lagul, deci are un i5, are o placă video chiar bună, are și shader, apropo, deci Tropicraft cu shader e un paradis. Canalul lor e foarte ok, o să vă rog să vă duceți să vă abonați, o să vă apară pe ecran, în dreapta, Paolo. Cam revenit la randatul cu Camtasia, pentru că cel cu Cyberlink e mult prea greu pentru mine. Ok, și ne trebuie să fac... Trebuie să facem vreo două lopeți. Era... Așa. Și am ajuns la 1000 și ceva de abonați. Atâta era cât am filmat eu. 1402. Fenomenal. Da. Și cred că o să încep să postez din ce în ce mai mult acest Minecraft normal, pentru că m-am cam săturat de Minecraft ăla complicat, așa ca să zic. Gen, techie, du-te, fă aia, bagă-l în macerator, bagă, fă aia. Nu, vreau un Minecraft normal în care știu că, bă, distrez, fac ce vreau. Ok, și... Nu uitați, dacă aveți vreo sugestie legată de serie, adică vreți, nu știu, Goku le fă-ți ceva, construiește ceva, sunt deschis la sugestii. Ca de obicei, pentru că mie îmi pasă de opinia voastră, chiar îmi pasă. Dacă nu mi-aș fi păsat, n-aș fi avut 1000 și ceva de abonați, pentru că eu ce-aș fac din plăcere și văd că a crescut un de-asta. Una, e bine, a, uite, două. Ok, și avem mai multe siduri, uite, avem trei deja. Ne ajunge pentru pâine. Trebuie să muncești pentru pâine. Da, hai să continuăm, să luăm niște sand. Aș vrea să luăm cât mai mult, de ce? Ca să nu mai mă trăiesc eu în viitor că vreau glass sau ceva. Înțelegeți? Normal că înțelegeți. Și dacă vă place, nu uitați să vă abonați, să dați un like și un coment și un share. Dacă aveți cont de Facebook sau Twitter, eu n-am de la oficial, cum se spune. Nu, am unul care îl țin doar pentru jocuri pe Steam. Da, pe Steam, care se dau pe Facebook. Ok, și cred că e de ajuns sand cât am luat. Da, e mai mult decât de ajuns. Și am văzut... Iar se mișcă prea repede camera. Dar asta să mă obișnuiesc cu asta, nu... Nu că mă mor dacă nu... E asta pusă bine. Și avem aici niște sand ăsta special, gresie, zic eu, nu? Sau sandstone, piatră sand.
ceva în genul. Nu știu cum se face. Ceva în genul. Da. Și stați așa. Și pam pam. A ieșit Sandstone. îmi place. Eu mai învăț ceva, mai învățați și voi ceva, sau dacă știați deja, felicitări. Mai învățați-mă și pe mine. Și am aflat o mică chestie, cum se fac rost de... cum se numesc mai alea? Discuri, care le bagi la aparatul ăla de discuri. Discuri care le bagi la aparat de discuri. Fenomenal, fenomenal. trebuie să lasă să omoare un skeleton, un creeper cu... Na, foarte greu. Vreau să nivelam pe aici, nu vreau să... Nu știu, nu vreau să sară furtunul pe vreo colină de asta să-mi intre mie în casă. Și casa e frumoasă, atâta pot zic, în sensul că... Smooth sense, doamne, interesant. În ce vreau să zic că e lungă, în lungime, dar în lățime e foarte mică și nu-mi place. De aceea... Să luăm astea. Hai, că e de-abia e zi și dacă se face seara ne culcăm imediat și nu se spawnează niciun mob. Și aș vrea să luăm astea cât mai repede. Și mă enervează că se sparge greu, că e de piatră lemnul. Lemnul e de piatră. Ioi! În lumea mea, lemnul e de piatră. Nu întrebați ce am băut, că nu vă dau. Decât dacă mă rugați frumos. Hai să luăm, uite așa. Și nu am decât să pun lemn ci pe dedesubtul la acest lemn netransformat în lemn prelucrat sau... Ioi! Da, lăsăm asta așa, asta punem așa. Și dă și sapă, dă și sapă, dă și sapă, ei! Și cred că din episodul viitor vom începe să mergem să explorăm acel ravine. Dar majoritatea cred că știți ce înseamnă ravine, e crăpătura aia în pământ de nu știu, arată ce e pe acolo. Și da. Și e primăvară, am scăpat de zăpadă, de frig, e foarte cald afară, cel puțin în București. Și dacă vreți să fac un fan meeting în parcul Sebastian, că pe lângă mine, că nu vreau să stau să mă plimb 3000 de metri, pentru că de fire sunt leneș. Nu și atunci când vine vorba de YouTube. Acolo sunt extrem de leneș. Vă așteptam să zic altceva, nu? V-ați aștepta greșit. Wow, și cât de mare e acum. Wow. Cred că mi-ar mai trebui un... Poate chiar două... Gata. Furnace-uri. Să am așa, știți? Dar problema e că nu mai am coal, dar... Am uitat ce vreau să zic. Și o să luăm așa, luăm și așa. Și împărțim. Foarte simplu și frumos. Ok, ferma se descurcă, e ok, e în regulă. Ok, și am văzut că am un fel de torță, mai am torțe? Mai am decât una. Oprem aici. Și hai un pic în mina noastră improvizată, aceasta de aici. Să continuăm să minăm pentru că, nu știu, n-aș vrea în acel drăvain să stau prea mult pentru că e periculos. E foarte mult întuneric, se pot spama de nicăieri niște mobi și aud un zombie. Și mai mult ca sigur și voi îl auziți. Dar nu știu exact de unde. Și știu, nu-i bine să sap așa în jos uneori. Dar... nu riști, nu câștigi, vorba aia. Dacă riști, poți să te și arzi. Pam, pam. Okay, și chiar m-aș bucura dacă am dat de niște iron sau niște coal. Am început să rămân fără coal și chiar aș mai avea nevoie. Dar mă gândesc că poate mi-ajunge ceva timp ăla. N-aș vrea să sap mai mult până nu fac rost de niște
torțe, mai multe torțe. Și locul ăsta arată foarte tare, o să fac eu ceva din el. Dar în episoade viitoare, când ne asigurăm tot ce avem nevoie și... Lol. Făcusem băuturi. Mă rog, alea nu erau băuturi, dar înțelegeți voi, mă. Nebunilor. Numai la prostii vă e gând. Ok, și uite așa. Ok. Pam, pam. Ok, deci am făcut rost de prea mult nisip. Da, hai să avem, știți, de ajuns. Fiera... Mi-a fugit camera în sus. Vrea să scape nebuna. Mai trebuie niște bețe. Stați așa. Pentru niște torțe. Ok, hai să luminăm pizamătii. Da, mă scuzați că înjur. O să încerc să nu mai înjur. Trebuie să dau dovadă de profesionalism. Ok. Bam. Ai, 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 am uitat să luminez grâul. Ok, bun. Hai să ne culcăm. Can only sleep at night. At night. S-a mai făcut din greu, e bine. Hai să luăm. Ha, avem multe mere, adică bă, multe, doamne. 7 mere sunt fenomenal de multe. Și mă bucur că nu se spanează pe aici monștri. Hai, care mai crescut? Ah, unul pe acolo. Crește un pic greu, ceea ce nu-mi place. Dar ce n-ai pot să facă? Parcă în Minecraft ăsta mai nou, mai recent, puteai să atragi găinile cu semințe. Seed-uri de-astea. From the thrift shop down the road. Da, am ascultat muzica care e bună. Ok, nu s-a spawnat nimic pe acolo, ceea ce e bine. Ok, și avem două de-astea. Dar știți ce n-am eu aici? O... Wow, cât de tare culoarea asta. Un waypoint ca să nu mă pierd. Pentru că eu mă pierd ușor. Extrem de ușor. Foarte ușor. Nu mai râdeți, mă, de mine. Ok, avem niște beach birch sapling-uri. Prea faceți eu că n-am auzit, n-ați auzit, nu știu că n-am auzit. Sunt nebun. Ok, avem 51 de iron. Ah, uite, avem hârtie. Cărți. Ce pot să fac eu cu cărți? Ok, ce pot să fac eu aici? Nu mă interesează. Nu v-a așteptat la asta, nu? Normal, nicio. Ok, și mi-aș instala și un alt mod numit Inventory Tweaks, dar vreau seria asta să fie cât mai ok posibilă, cât mai puține moduri, să fie un Minecraft vanilla. Ce e aici? Ok, bună ideea să nu sap în jos niciodată. Extrem de bună. God damn it. Știți ce rage de puteam să dau dacă cădeam pe acolo? Stați așa. Ce drac... Sau de mă? E o ușă pe aici?
Ok. E vreo ușă, ceva? Aveam o bucată de flint. Hei, nici o fortăreață, da. Ferar, ferar. Pizamati, pizamati. Nu, nu, nu urca. Asta nu o să se termine frumos. Din 4 moare asta. Hai mă, mori. Fraierul a ridicat o bucată de... Da, da. Ok, ok, vreau să acopăr așa. Așa, mă. Să fie ceva în genul. Ok. Ce se aude, mă, că nu-i nicio ușă prin jur? Bă, uitați un chest acolo. Wow, foarte tare. Hei, call, 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 call. Ok, am auzit cumva un vimp. Ok, nu mai risc să mă duc pe aici, pentru că eu la ce neîndemânat sunt. O să mă auziți cum urlu de durere pentru că am căzut. Uite, ești iron acolo. Ba, și aici, ești iron. Da, e sigur. Ok, să facem o punte cât mai bună, astfel încât să nu mor. Să nu cad și să-mi spar gâtul. Ok, ok. Mai e iron pe aici? Nu. Okay, vreau să mergem cu shift-ul pentru că fierarul, uite un scheleton acolo, dar n-are cum să mă vadă, n-are cum. Că e nebun, e prost. Și un chest acolo jos, fix sub noi. Mă tentează să mă o să-l iau. Ha. Am o idee. Dispar de aici, a? Chestul magic. Sper că se merită. Ba, se aude un puf de ăla, de la un zombalău. Zombii proști. Sunt foarte proști. Așa. Iar nu pot să zic. De tot dă-mă ăla. Este. Wow, avem ceva. Ok, ne-a dat o sabie de iron și o armură. E în regulă. De ce nu? Să nu, să nu, de ce să nu zic că nu e în regulă? Ok, pe unde am venit? Pe aici. Ok, să sperăm că pe aici nu o să iasă nimica. De aceea vom pune unde asta așa. Gata. Wow, a fost foarte tare acest episod. Am, da, am explorat puțin din acel stronghold. Dar, da. Ok, să pun ce am pe aici. Avem o armură. Ba nu, nu e chiar o armură întreagă. Deci dacă o să avem și noi vreodată vreun invitat, îi zic, frățică, du-te în chest, ia-ți de armură de acolo și distrează-te. Ok, cam asta a fost și cu episodul ăsta în care am făcut ceva interesant, zic eu. Am făcut și o promovare, nu uitați să vă abonați și la canalul. Dacă nu v-ați abonat până acum și ați așteptat să se termine episodul, puteți să vă uitați acum. Uitați să mai fac grâu.